Am admirat toate desenele și au avut... Și jucătorii de la Petrolul au și un profesor, nu? Ca să-i îndrume acolo în activitate. Iar domnul Rednic este antrenorul dumnealor, al tuturor jucătorilor. Mă rog, ce spun, bădiști, băieții. Mulțumim! Acum, da? Să lăsăm urmă. Toți sunteți premianți, dar câțiva dintre voi sunt și mai buni. Lucrările lor sunt și mai bune. Să nu vă supărați. Cine este Alexia? Alexia. Bravo! Premiul 2. Ia să vedem cine l-a luat. Am fost dus de bunicul meu, cred că aveam vreo 4-5 ani, la un meci de al verișorul meu, de George de Țălnar, dar a trecut foarte mult timp de atunci. Cum te simți pentru copii? Mă simt extraordinar, îmi plac foarte mult copii, sunt ceva minunat. Mi-am adus și eu pentru câteva clipe de momentele petrecute la grădiniță, la cămin. M-am venit cu forțe noi, cu mare încredere în mine și îmi doresc să marchez și la Petrolul, pentru că lumea se așteaptă foarte mult de la mine și eu încă nu am reușit să fac nicio bune, să fiu pe placul suportului și asta mă deranjează foarte mult, dar sper să reușesc să marchez și să-i fac pe fericiți pe cei din tribune. Domnul educator Rednic este foarte bun, un antrenor foarte bun, sperăm să avem rezultate foarte bune în drum. Te-a pus vreodată la colț? Din câte știu eu, nu. Mi-a făcut plăcere asta, chiar... Le-am felicitat pentru inițiativa care au avut. Să vede, sunt crescuți lupii de mic. Au țipat mai tare ca la stadion. Dar e o acțiune frumoasă și va continua. Sunt și fotbaliști niște copii? Câteodată da. Câteodată nu știu ce își doresc de la viață, de la fotbal, dar noi de-aia suntem acolo, profesori, ca să îi îndrumăm pe calea cea bună. Sau poate e mult mai ușor ca educatorii care sunt la copii. Ne descurcăm și sper să ne descurcăm foarte bine. Ați ales o fetiță pentru că sunt de fetiță? Da. Așa a vrut Dumnezeu, dacă mi-a dat și mi-a plăcut în viață. Ah, da, sunt mândru de fetele mele. Cum v-ați dorit un băiat? La început, da, dar după aia nu. Fetele sunt mai drăgăstoase. Își iubesc mai mult tații decât mama. Da, aveți un urmaș.
mai bun ca mine. Am fost sigur că nu pot să fac unul mai bun ca mine. Și așa m-am oprit. Că fotbalul este frumos. Da? Că fotbalul se joacă. Și fotbalul este sport. Îți place? Da. De Petrolul îți place? Da. De ce? Pentru că este echipa României. Les petits enfants et on doit les ramener aux galeries avec les supporters parce que ils chantent très bien et ça nous fait plaisir de venir ici donner des cadeaux à cette de leur ils soient bien contents parce qu'on est là et j'espère qu'on va faire tout le temps des gestes pareils.